Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Avem cu toții skin-uri noi. Eu am skin-ul acesta pe Lu și îmi pare foarte bine că l-am. E foarte delicios, cum am mai zis eu în episoade. Și astăzi ne jucăm Bravo Ice Skin, deci fiecare dintre voi o să-și etaleze noul skin pe care îl are. Și împreună o să votăm cel mai tare skin care o să câștige. Deci, prima dată eu sunt jurata, o să veniți pe rând la mine, fiecare cu skin-ul vostru. Dacă îmi place, vă fac semn cu atacul să treceți mai departe. Dacă nu, vă omor și aia e. Dar la sfârșit o singură persoană o să câștige cu un singur skin. Și persoana care câștigă, bineînțeles, are onoarea să jurizeze în talul următor. No, bun, hai să vedem. Chiar sunt curioasă ce skin-uri avem aici. E, skin-ul ăsta pe Spike, știți că este unul dintre preferatele mele, deci clar trece mai departe. Și acesta pe Colt este drăguț, este așa mai nu știu cum să zic, mai pe vechi așa. Ia stai puțin, acum m-am prins. Griff nu are skin, Evelyn fără skin, Evelyn. Ok, Crow da, trece mai departe. Oh, ce fain e skin-ul. Îmi place pe Sergiu. Da, îmi place și pe Rico. Aoleu. Treci mai departe momentan, doar că problema următoarea dintre voi, nu știu cum să zic, este o problemă. Când sunt umbluri, adică Crow și Crow, se elimină. Nasol. Pentru că n-aveți voie să aveți fix același skin. De asemenea, Maya, Hotsomana, nici n-a fost la jurizare, dar credea că nu mă prind. S-a strecurat acolo, știi, ca să n-o văd eu, dar am prins-o. Și începe eliminarea. Cosmine, pare rău! Îmi pare rău, fuse și se duse, bă, dar ce mișto e. Cactusul ăsta lui Spike Moore e genial. N-o de aici. David, pare rău. Pare rău. Dintre cele două. Pare rău, Sara. Sorry. Ăsta pe Spike, evident, e mai mișto. Așadar, acum Rareș o să ne jurizeze în următorul tal. Deci eu o să rămân cu skin-ul acesta, dacă tot mi l-am luat de curând. Și o să vedem acolo, bineînțeles, ce jurizează Rareș. Zice, n-am bani de skin-uri bogătane. Nu-i bai, nu-i... Acum jurizează Rareș, adică... E că nu e o chestie să câștige skin-urile bogătane. Adică ce-ți place ție? Eu, de exemplu, aș fi ales și skin-ul acela pe Sergiu, care e un skin ieftin din ce țin minte. Da, na, având în vedere că era skin-ul ăla pe Spike și mie îmi și place, gen. No, bun, hai să vedem. Băi! Gigele, sau cum te cheamă? George, ce ai făcut acolo? Mi-o sabota, mă. Eu fost ciudă că al nostru minunat jurat avea fix același skin ca și el, no? Acum ce să facem? Eu zic să ne batem și să refacem tura pentru că, na, mi-o stricat schema. Da, dar n-am observat... A, George. Da, George o strica schema, era gelos că juratul avea același skin. What? Deci fii atent unde ești, George. Dacă mai faci din ăstea, kick barba, ok? Bun, hai să lăsăm pe Rareș să jurizeze. Bun, hai să vedem. Așa, no, haide Rareș. Bun, no, hai să văd ce jurizează.
E frică la rare și să se ducă acolo. Dă mai rare sus. Tu jurizezi, da, tu. E frică. De George, cred că. Nu, hai să vedem. Și nu mai dați în jurat că rămâne fără. Bun. Nu, hai să vedem. Pe Crow l-o trecut mai departe. Pe Jean l-o trecut mai departe, da. Fai skin-ul ăsta pe Shelly. Din păcate nu-l avem mulți dintre noi, că s-o da pe la început. M-o trecut și pe mine mai departe, ei. Toate skin-urile sunt faine, adică... Și mai simpluțe, și mai complexe, nu știu. Sunt mișto multe dintre ele. Foarte puține de pe Brawl Star pot spune că chiar nu-mi plac, dar în general mi se par drăguțe cam toate. Așa, opa. Cred că o să pierd în fața lui Buzz sau Buzz, cum îi ziceți voi, sau Sandy, cred eu. Acum vrea să o elimine pe zombie Vidaia, nu prea vrea să fie eliminată. Și acum? Da, v-am zis că o să pierd, cel mai probabil. Da. Super, hai că super dacă e. Nu, bun, acum ne jurizează Evelyn. Bun, hai să vedem ce skin îmi iau eu. Asta? Asta? Asta n-am, că n-am ajuns încă. Pe Lula am folosit. Bine, mai am câteva skin-uri, dar nu. Știu. Acesta îmi place mie mult, așa că o să-l folosesc și o să vedem ce jurizează Evelyn, dar faza e că a ieșit cineva și trebuie să așteptăm să intre altcineva. Bun. Sper că își dă seama că ne jucăm Bravo Ice Skin, să se pună cu un skin. Și hai să vedem ce jurizează Evelyn. Așteptăm, da, cred că își dă seama că văd că schimbă acolo brawlerul. Bun, hai să vedem. Ce șanse, hai că am șanse, n-am nicio șansă să câștig, pentru că uitați. Crow s-a pus cu același skin ca și mine, ca să mă elimine Mârlanu. Ce fănicuce cu ăla, moralul Leon. Apoi stau să privesc, că și așa n-am nicio șansă să câștig. Că na. M-a cam sabotat. Mamă, ce skin are pe Bull? Mișto. Și ăsta silver e frumos. Da, deci până acum a trecut Leon și Mortis. Adică Mortis, femeia. Nu, noi cam sărăcie. Ce să facem? Păi și eu? Eu sunt dublură cu Crow. Îmi pare rău, știu. Nu e vina mea, m-a copiat rău. Așa, nu, hai să vedem. Chiar ești curioasă pe cine o să aleagă ca fiind câștigător? Nu, dintre Leon și Mortis. Acum e acum. Pe cine ați alege? Eu cred că Leon, că chiar mi-a plăcut foarte mult Leon. Încă mai îmi place. Yay, și am pierdut, asta este. Deci sper că v-a plăcut episodul. Nu uitați să dați un mare like, un share, să vadă prietenii voștri și subscribe. Aș aprecia foarte mult. Să aveți o zi frumoasă ca și voi. Vă pup, pa, pa!